Bună seara! Vreau să vă arăt drujba de la Zomax și să vă spun ceea ce mi s-a întâmplat acum 2 luni de zile. După ce am tăiat o palmă, nu am avut timp să o curăț. Am zis că o voi curăța altă dată. Și după vreo 5 zile am avut ceva timp, am demontat-o și am avut surpriza aceasta cu zona de la carter. Era pur și simplu mâncată din cauza rumegușului care a rămas aici. Acum, căutând informații despre acest lucru, am descoperit că rumegușul de la palmă are un acid și coroziv. Pur și simplu mănâncă metalele. Până când și lanțul, astăzi dacă am fost la groapa de gunoi o jumătate de oră, lăsasem drujba așa cum era, am lăsat-o lângă palmă, zic acum mă duc ceea ce am și mâine voi duce restul. Când am dat puțin să las cu lanțul, pentru că nu mai tăia, nici acum nu mai taie, l-am ascuțit. Cred că asta o să fie a doua oară când l-am ascut. Și când l-am dat să-l ascut, era deja ruginit. Acum nu știu dacă se vede puțină rugină unde a fost el prins, a rămas în rumeguș. E puțin ruginit. Acum voi demonta să am acces mai bine la cilindru, pentru că a intrat puțin rumegul și pe aici. Păi îl pun prima curățată, ascuți lanțul, la sfârșit îi voi da puțin motorină ca să nu mai mănânce deloc acidul respectiv. Am văzut că cu motorină se conservă mai bine. Chiar și dacă o las undeva la vreo 10-15 zile, nu am nicio problemă. E exact cum am lăsat-o la început. Acum pot să spun că nu-mi permis să iau o drujbă de 700-800 de euro și cu ampa asta chinezească. Nu-mi permit, că nu vreau. Pentru că dacă s-a întâmplat așa ceva la o drujbă de 800 de euro, nu cred că era ceva plăcut. Așa că mai bine una la 200 de euro, care dacă se întâmplă, cine știe ce se întâmplă și nu mai merge absolut deloc, pur și simplu iau, o arunc, nici nu o demontez să văd ce are. O arunc ca să și-mi iau alta, la 200 de euro, ținând cont că lama și lanțul Oregon ar fi să coste undeva la vreo 60-65 de euro, așa că drujba 200 de euro, lama, lanțul 60, face și voi cont. Acum, nu cred că convine, dacă ar fi să fie să luăm o drujbă la 800-900 de euro, deja suntem 800-900 de euro, ca să ți se întâmple așa ceva, te duci și o repar și cheltui undeva la vreo 150-200 de euro. Poate cel puțin, acum depinde și de drujba care o ai. Voi lăsa și un alt clip cu palma când o tai. Nu e complet, pentru că palma mi-a luat 2 ore. Video ar fi să fie o parte din ceea ce am tăiat. Acum o să o curăț. Păi voi vă scuteți de restul. Pentru că e puțin cam plictisitor, mai ales ascuți lanțul, un lanț atât de lung. Vă salut și ne vom întâlni data viitoare. La revedere!